Domnule Ștefureac, discutăm despre evenimentul urmărit astăzi de întreaga lume și care încă este în desfășurare. Mă refer aici la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Cum arată lupta dintre Joe Biden și Donald Trump la această oră? Păi, sigur, e foarte strânsă, ceea ce din perspectiva, din nou, ca și în 2016, din comparat cu predicțiile făcute de foarte mulți analiști, pare o mare surpriză. Mulți se așteptau la un galop de sănătate al lui Joe Biden. Nu se întâmplă acest lucru, după cum vedem, e o bătălie foarte, foarte strânsă. Joe Biden cu siguranță va câștiga votul popular, la fel cum a câștigat Hillary Clinton votul popular în 2016, însă în ceea ce privește bătălia electorilor, cea care va da, de fapt, numele viitorului președinte, lucrurile nu sunt deloc clare. Aparent, președintele în funcție ar avea un ușor avantaj, însă intervine această problemă complicată puțin de pandemie a voturilor prin corespondență. 102 milioane, cam cred că peste 60% din totalul masei electorale, din totalul voturilor exercitate în Statele Unite, au fost exercitate prin corespondență. Și aici intervine și o mare controversă juridică. Nu știu dacă ați remarcat, Donald Trump a declarat în prima sa ieșire publică faptul că a invocat o fraudare a alegerilor. Mulți au grăbit să spună, sigur, președintele inconștient. Din acest punct de vedere, în principal, zonele media progresiste, liberale, cred că par să rateze o chestiune foarte importantă. Donald Trump n-a făcut această declarație doar pentru, având în minte retorică electorală, nici neapărat gândindu-se la o fraudare neapărat, ci având în vedere pașii pe care îi va face el, echipa sa, pentru generarea unui caz care să poată fi adus pe masa în atenția Curții Supreme de Justiție, respectiv o controversă juridică. Dacă va reuși să facă acest lucru, sigur că deznodământul se va prelungi foarte mult, săptămâni întregi. Și esența acestei controverse juridice și chiar aș începe cu acest lucru în discuția noastră, pentru că ea vom vedea, cred că va domina dezbaterea în următoarele săptămâni, este legată de voturile din anumite state și printre ele și state care sunt state cheie în această numărare de voturi. Deci voturile din anumite state, voturile prin corespondență, care pot fi trimise până în ziua votului, să aibă data expediției, dar ele sunt luate în considerare în unele state, chiar dacă sunt recepționate până pe data de 6, 9, chiar 13 noiembrie. Deci dacă autoritățile electorale din statul, să spunem un exemplu, North Carolina, Carolina de Nord, un stat cheie, sau Nevada, sau chiar Pennsylvania, primesc plicurile cu votul exercitat în ziua votului, data expediției la poșta americană în ziua votului, dar ei au primit plicul peste 3 zile, acel vot va fi luat în considerare. Și aici e o controversă juridică. În Pennsylvania e deja contestată această regulă. Donald Trump a spus deja clar, explicit, că voturile vor trebui luate în considerare exclusiv voturile exercitate, numărate până în ziua votului, nu voturile care vin ulterior. Prin urmare, sigur, democrații nu sunt de acord cu acest argument, pentru că îi spun legea permite, deci legile din anumite state permit acest lucru. Prin urmare, dacă se va reuși generarea unei controverse juridice și argumente juridice solide, acest caz ar putea fi pe masa Curții Supreme de Justiție, care, sigur, e un cel mai înalt for juridic american. Trebuie deci să fie imparțial. Pe de altă parte, Donald Trump a numit el 3 judecători membri în această curte, care are o majoritate de judecători cu orientare conservatoare, să o numim, favorabilă, teoretic. Nu se întâmplă de fiecare dată acest lucru, adică sunt profesioniști ai dreptului acei oameni, însă uneori pe elemente de finețe pot împlina balanța. La noi lucrurile sunt uneori mai grosolane, trebuie să recunoaștem. Curtea noastră constituțională cam nu prea, uneori nu judecă lucrurile cu dreaptă măsură juridică. Și dar care vor fi statele care vor decide, în care se va decide practic noul președinte american? Cred că toți prietenii care sunt conectați acum cu noi au mai văzut hărți pe posturile de televiziune, pe site-ul PS News,
pe social media, pe posturile de televiziune americane. Statele cheie în acest moment sunt Nevada, unde Joe Biden are un ușor avantaj, însă mai sunt voturi de numărat. Era un avantaj de 9.000 de voturi când m-am uitat eu ultima oară. Pennsylvania e un stat foarte important pentru că are un număr mare de electori, peste 20. Numai că în Pennsylvania Donald Trump avea un avantaj important, de vreo 600.000 de voturi. În schimb, mai erau vreo 2 milioane de voturi prin corespondență. Presupunem că acestea sunt mai degrabă favorabile lui Joe Biden, dar nu știm în ce măsură vor fi suficient de multe voturi favorabile lui Biden pentru a contrabalansa acest avantaj de 600.000 de voturi pe care îl avea la un moment dat Donald Trump în Pennsylvania. De asemenea, cele două state industrializate, dar afectate, câștigate de Donald Trump în surprinzător în 2016, Michigan și Wisconsin, unde în Michigan Donald Trump are un avantaj, în Wisconsin trecuse Biden în față, însă mai erau voturi de numărat și unele chiar din districte care votează mai degrabă, au o tradiție de vot republican. Biden avea 6-7.000 de voturi în plus ultima oară când m-am uitat. Georgia, de asemenea, ar putea fi un astfel de stat. Donald Trump e în față, distanța s-a restrâns. Am văzut mulți comentatori din acest stat care spun că în final Donald Trump ar putea totuși să câștige acest stat, dar la o diferență mică, însă până nu se numără ultimul vot, sigur nu putem să știm cu exactitate. Arizona pare clarificat și cumva câștigat de Joe Biden. Deci vorbim în principal de statele din zona nordică și Carolina de Nord, de asemenea, cred că e de luat în considerare. Dar în principal Pennsylvania, Wisconsin și Michigan vor fi statele care cred că vor fi decisive în această competiție, care oricum va fi una foarte strânsă. Lucru pe care, cel puțin pe site-ul psnews.ro, l-am anticipat de săptămâna trecută. Am publicat pe psnews.ro o analiză chiar miercurea trecută. Concluzia principală a acestei analize a fost următoarea. Joe Biden are șanse mai mari de a câștiga președinția decât a avut Hillary Clinton, însă votul ascuns în favoarea lui Donald Trump va fi mai mare decât în 2016. Prin urmare, concluzia era că ne așteptăm la o bătălie strânsă, ceea ce și vedem că se întâmplă. Care sunt marile surprize ale acestui scrutin electoral, dincolo de bătălia? Păi, marea surpriză e faptul că nu am văzut niciun val democrat la aceste alegeri. Mă rog, anumite estimări sugerau, sondajele cel puțin sugerau acest lucru. Și aici poate că ar fi interesant o discuție care ține de psihologia votantului american, mai ales în contexte în care, poate că nu doar american, dar în contexte în care unul dintre candidați, să spunem, are un profil mai controversat, mai nu atât de potrivit cu ceea ce ne așteptăm noi să fie un politician, un om politic așezat în cadre normale. Nu, atunci când ai de-a face cu un politician mai atipic, controversat după anumite standarde, așa cum este Donald Trump, mulți cetățeni americani evită să-și exprime în mod clar, ferm, opinia, simpatia de teama oprobriului public. Prin urmare, a fost un vot ascuns destul de puternic. De asemenea, din punctul meu de vedere, sondajele de opinie nu au reușit să identifice o altă spirală a votului ascuns determinată de protestele Black Lives Matter, care au determinat acele violențe inacceptabile pe străzile, în comunitățile americane. Foarte mulți americani și-au simțit amenințată siguranța personală, siguranța bunurilor, multe afaceri care au avut de suferit din cauza unor interpretări aproape exagerate, nu le-aș spune extremiste, dar foarte exagerate, repet, care s-au transformat în violențe și care cred că l-au avantajat pe Donald Trump. Deci la finalul acestor alegeri, dacă Donald Trump va câștiga un nou mandat, poate că una din entitățile cărora ar trebui să, și o spun fără urmă de ironie, o spun așa cum se aude, una din entitățile pe care ar trebui probabil să le transmită, nu știu, mulțumiri pentru contribuția indirectă, va fi exact această organizație Black Lives Matter, care prin atitudinea extrem, extrem de agresivă și violentă, nu a făcut decât să planteze vot după vot în buzunarul lui Donald Trump, adică principalul lor adversar.
politica contrar, cum ne-am contrar dorinței lor, contrar așteptărilor lor, însă atunci când exagerez cu mijloacele de promovare a propriilor interese, a propriei agende și apelez la mijloace violente într-o societate totuși democratică care are mecanisme de reglare a tensiunilor sociale de acest tip, nu faci decât să culegi furtuna pe care tu ai semănat. Pandemia de coronavirus, care ne afectează pe toți în egală măsură sau pe unii poate mai mult, pe alții mai puțin, a influențat a influențat în două direcții. Pe de o parte, aș spune că votanții democrați au fost mai sensibili la temele legate de pandemie, temele sanitare, să spunem. Votanții republicani conservatori au fost mai sensibili la consecințele economice ale pandemiei, ale lockdown-urilor, ale închiderilor, situații pe care ne confruntăm și noi de altfel și probabil că ne vom confrunta. Ce contează mai mult pentru cetățean, pentru electorat? Vin și la noi alegeri. Să închidem, mă rog, protecția sanitară care presupune, sigur, blocaje, închiderea, ne reînchidem în case sau supraviețuirea economică. Încercăm să ne protejăm sanitar, dar în același timp încercăm să permitem și economiei să respire, pentru că s-ar putea ca la finalul zilei, cred unii dintre concetățenii noștri și dintre americani, numărul de victime provocate de criza economică necontrolată ca urmare a unei închideri totale să fie mai mare decât numărul de victime provocat de virus, de boală. Foarte grea alegere, extrem de complicată. Dacă mă uit pe cercetări sociologice, văd și la noi bazine destul de echilibrate, o împărțire între o Românie, să spunem, care vrea economie, o Românie care vrea protecție sanitară. În Statele Unite, așa cum spuneam, republicanii lui Donald Trump, votanții conservatori mult mai interesați de economie, votanții lui Joe Biden mult mai interesați de pandemie, un echilibru între cele două zone care de asemenea contribuie la această situație foarte strânsă în competiția electorală, ceea ce care ne face ca la acest moment, au trecut deja un număr de ore după alegeri, să nu putem să spunem și oricine ar spune acela va câștiga sau acela va câștiga, eu nu cred că e o predicție serioasă bazată pe suficiente date. Deci n-aș putea să spun cine va câștiga. O competiție foarte strânsă, da. Tot ați amintit despre situația de la noi din țară. Am văzut astăzi, din păcate, un nou record de cazuri de coronavirus. Da. Avem 8.651, 146 de morți, peste 1.000 de oameni la terapie intensivă. Continuăm cu alegerile. Am văzut. PNL continuă cu organizarea alegerilor și președintele Klaus Iohannis. De cealaltă parte, PSD joacă, da, dacă pot să spun așa, cartea amânării, pentru că știm că nu se mai poate. Cine pierde, cine câștigă din această luptă pe 6 decembrie? Acum, probabil că nimeni nu ne garantează. Alegerile le putem amâna cu maxim 3 luni, ar trebui să le facem în martie. N-avem nicio garanție că în martie vor fi și oricum nu mai pot fi amânate. Cred că noi am avut exercițiul votului la alegerile locale. Cred că exercițiul votului, procesul electoral, bănuiesc că ați fost la vot, ați văzut că ați putut constata foarte ușor și cei care au fost au putut constata foarte ușor că este infinit mai puțin periculos exercițiul votului decât, știu, mersul la locul de muncă, activitățile profesionale sau exercițiul de a cumpăra niște produse, cumpărăturile pe care le facem fiecare, măcar de produse alimentare, care presupun un număr mult mai mare de interacțiuni cu obiecte, cu persoane, decât exercițiul votului. Deci aici nu văd un risc pe exercițiul votului și aș invocat, de exemplu, o comparație. Hai să ne uităm la Franța sau să ne uităm la Cehia, care nu au avut alegeri în ultimele 4 luni, să spunem, ultimele 3 luni. În Franța, numărul de infectări a ajuns la vreo 50.000. Dacă am compara cu populația României și am raportat acele infectări la populația României, nu ar fi trebuit în acest moment să avem vreo cel puțin 15-18.000 de infectări. Nu e cazul. Dacă am comparat cu Cehia, la fel, practic în Cehia, numărul de infectări e de 4-5 ori mai mare decât în România și ei n-au avut alegeri locale, n-au avut alegeri acum o lună, acum două luni, acum trei luni. Deci, cred că pentru România e important să avem o clarificare
a majorităților, să avem un guvern stabil care să poată să ia decizii, decizii clare, inclusiv cu privire la gestionarea pandemiei. Altfel, sigur, toate partidele, și PNL, și PSD, și USR, vor fi cu un ochi la numărul de infectări, cu un ochi la sondajele de opinie care arată o fragmentare, să spunem, a românilor în ceea ce privește distribuția opiniilor cu privire la economie versus pandemie, și evident că vom întârzia poate luarea unor decizii. România nu cred, cel puțin în acest moment, iar experții au indicat foarte clar, inclusiv domnul Rafila, care dincolo de calitatea sa de reprezentant al României la OIM, Organizația Mondială a Sănătății, este și candidatul unui anumit partid de opoziție, a indicat foarte clar că alegerile, așa cum sunt ele, procesul electoral nu prezintă riscuri suplimentare. Da, riscuri suplimentare ar putea prezenta campania electorală. Dar aici responsabilitatea partidelor, candidaților, votanților, până la urmă, să limiteze interacțiunile. Trăim în lumea, în era informațională, avem social media, avem televizor, avem radio, vom avea o campanie concentrată mai mult pe media, iar dumneavoastră, exact, în calitate de instituție de media, aveți până la urmă și oportunitatea și șansa de a contribui la corecta informare a cetățenilor și de a ajuta partidele să își ducă mesajele într-un mod imparțial, astfel încât cetățenii să voteze în cunoștință de cauză. Bun, dar omul de rând, credeți că va înțelege acest lucru? Omul de rând, mă refer la cel care, uite, poate a fost în industria Horeca, a lucrat până mai ieri și astăzi a rămas fără loc de muncă, cu facturii, cu... Bineînțeles. Da, tot omul. Bun, omul. Înțelege omul de rând că trebuie să organizăm alegeri și... Iată, din cauza pandemiei, el stă acasă. Știu, dar nu avem de ales. Altfel, sigur, putem să nu facem alegeri. Vom face peste 3 luni, când poate vom avea... Mai adăugăm un zero la numărul de infectări și vom spune, păi le putem face, că nu e nicio problemă. Ne aducem aminte cum eram cu toți într-o stare de panică în primăvară la 100-200 de cazuri, 300 de cazuri, 400 de cazuri, iar la 800, 1000, 2000, 3000 suntem puțin mai liniștiți, pentru că am învățat între timp să trăim cu acest virus. Deci, sigur că oamenii care au fost afectați de criza economică sau de consecințele economice provocate de pandemie digeră mult mai greu aceste lucruri, dar fiecare își vor trage propriile concluzii, sigur, și în funcție de experiența personală și în funcție de capacitatea de a raționa, de a rezona. Să ne așteptăm la o prezență mai mică față de ceea ce am văzut la alegerile locale care au fost În mod tradițional, prezența la alegerile parlamentare, mai ales acele alegeri parlamentare rupte, deconectate de cele prezidențiale, deci noi le avem, organizăm în așa fel, în acest fel din 2004, deci din 2004, în mod tradițional, prezența la parlamentare a fost mai mică decât cea de la alegerile locale. În 2016 am avut 49% la alegerile locale și 39% la alegerile parlamentare. Mă aștept ca și de această dată să avem o scădere, posibil 35-40%, cam acolo văd în acest moment, și bazându-mă pe anumite măsurători și pe intuiție și pe comparație, un nivel de prezență. Dar, sigur, aceste estimări totuși sunt relative. Nu știm, până la urmă, cum va evolua numărul de cazuri. S-ar putea ca în preajma alegerilor să ne trezim, nu știu, 15-20.000 de cazuri gestionabile. Marea problemă ține România la numărul de cazuri pe 100.000 de locuitori. Stă încă bine, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene. E în partea pozitivă, să spunem. Dar pozitivă, sigur, atâta cât putem să numim acest lucru pozitiv. În schimb, stăm prost la numărul de decese și acest indicator este evident influențat de starea foarte proastă a sistemului sanitar, lăsat în de izbeliște de 30 de ani, nu de 20, nu de 10, nu de 5, nu de 1. Și cred că, sigur, asta e o prioritate strategică pentru România, pentru că, iată, putem să fim în astfel de situații în care avem un număr relativ mic de infectări comparativ cu alte state, inclusiv state vecine, state comparabile, să spunem Cehia sau Franța, vorbeam, dar un număr mai mare de decese. Da.
Dar, cum spuneam, Partidul Social Democrat flutură zilele acestea, în ultima perioadă am văzut tot mai des, cartea aceasta amânării alegerilor, deși nu se poate, să știe foarte bine, sigur, că nu se poate amâna, nu se pot amâna acum alegerile. E un subiect, dar e o carte câștigătoare pentru eu nu ei, cred, pentru electoratul PSD, din ce am constatat și eu, electoratul PSD este de asemenea împărțit, sunt ceva mai mulți votanți PSD care ar dori organizarea alegerilor la termen decât cei care, nu cu mult, e, mă rog, e destul de împărțit, dar nu am văzut o majoritate a electoratului PSD care să o declare ferm că da, ar dori opțiunea amânării alegerilor parlamentare în martie. Eu n-am văzut din măsurători acest lucru. Pe de altă parte, din punct de vedere retoric, evident că un astfel de mesaj poate prinde. Să prindă. Școlile sunt închise, închidem restaurante, dar organizăm alegeri. Bun, e o abordare, nu știu, acceptabilă sau neacceptabilă, nu știu. PSD poate să aibă și un interes de a mai prelungi cu 3 luni o majoritate parlamentară care această aproape majoritate în fragilă, fragilă, dar sigur putem să ne explicăm și acest lucru în acest fel. Cred că mai degrabă este o încercare retorică de a pune presiune asupra guvernului, până la urmă, până la un punct legitimă din partea unui partid de opoziție, însă de la un punct încolo cred discutăm că s-ar putea să, nu, dar riscă despre să se întoarcă și împotriva lor. Ce să spun? Datele certe sunt acestea, electoratul PSD e împărțit între cele două opțiuni. Acum, dacă ne vom trezi cu o explozie de necontrolat în preajma zilei de 6 decembrie, sigur că ca forță majoră, orice decizie, inclusiv aceea suspendării procesului electoral, se poate întâmpla. Adică putem să ne trezim că decretăm din nou stare de urgență, ne închidem cu toții, armata pe străzi și... Am văzut, domnul Tătaru spunea mai devreme, chiar înainte să intrăm noi în emisie, că este exclus un lockdown înainte de alegerile parlamentare. Atunci bănuiesc că în calitate de ministru al sănătății are suficiente date, mult mai multe decât avem noi în această emisiune, pentru a susține acest lucru. Spuneam doar ca o ipoteză teoretică, sigur oricând se poate întâmpla teoretic și există un astfel de scenariu. Însă, revenind la întrebarea dumneavoastră, pare că alegerile vor fi organizate. Eu cred că e un lucru bun că vor fi organizate aceste alegeri la termen, pentru că România are nevoie de o clarificare, are nevoie de o clarificare a majorității parlamentare, are nevoie de un guvern solid, stabil, care să ia decizii solide în gestionarea atât a pandemiei, a crizei sanitare, cât și a crizei economice. Tot despre alegeri aș vrea să discutăm și de această dată despre alegerile prezidențiale din Republica Moldova, unde am văzut că Maia Sandu a reușit, candidatul pro-european, a reușit să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale. Nu mulți analiști o dădeau favorabil, să spunem lucrurilor pe nume. Dumneavoastră, ce șanse credeți că are? Chiar astăzi am publicat pe PS News o analiză dedicată acestui subiect pe larg. Cine dorește o poate consulta foarte ușor. Sigur, dacă facem o comparație între voturile pe care le-a luat Igor Dodon, candidatul socialist, în primul tur în 2016 și în primul tur acum, vedem că el are un recul, o pierdere de vreo 18%, foarte mare. În cazul Maiei Sandu e un recul de vreo 2%, foarte mic. Pe de altă parte, sunt alți candidați, unii cu orientare mixtă, mai degrabă poate favorabilă lui Igor Dodon, care au obținut un număr mare de voturi, în principal Renato Usatăi, în jur de 16%. Maia Sandu a reușit această surpriză, sigur, și grație a două fenomene, o prezență ceva mai scăzută pe teritoriul Republicii Moldova și o prezență semnificativ mai mare a diasporei. Dacă în 2016, în primul tur, mergeau la vot vreo 60.000 de votanți, adică aproximativ 5%, în această duminică, diaspora basarabeană a fost extrem de harnică, vreo 12-13% din totalul masei electorale s-au prezentat la vot, aproape 150.000, deci de două ori și jumătate mai mult decât în 2016. De asemenea, în 2016, în turul 2 al alegerilor, prezența a crescut, s-a dublat spre triplat, prezența diasporei. Dacă se va dubla spre tripla prezența diasporei moldovenești față de
turul 1 de acum și s-ar ajunge la un 300.000 de votanți, să spunem, sigur, greu gestionabil logistic, știm și noi cozi, urne, secții de votare în străinătate, ne-am confruntat și noi cu această situație, dar dacă se va reuși acest lucru, Maia Sandu cred că poate avea o șansă. Șansa ei de a câștiga alegerile va ține de mobilizarea bazinului pro-european. E posibil acest lucru, datele din primul tur au arătat-o în mod clar și cred că acest lucru ar fi îmbucurător, dincolo de bucuria pe care ar aduce eu, să spunem, tuturor celor care doresc un parcurs pro-european al Republicii Moldova, ar fi un lucru foarte bun pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că șansa prosperității, șansa unui trai mai bun, șansa bunăstării cetățenilor, fraților noștri de peste Prut, ține de conectarea la procesele economice, sociale, specifice spațiului european și euroatlantic. Am văzut că Maia Sandu încearcă o înțelegere, o negociere cu Renato Usati pentru susținerea în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Este inevitabilă, însă cum poate fi percepută aceasta, credeți, în ochii cetățenilor? Știți cum e? Maia Sandu a fost un premier al Republicii Moldova, votat de socialiștii lui Dodon în Parlament pentru a înlocui guvernul lui Plahotniuc. Prin urmare, Maia Sandu a mai trecut prin astfel de situații. Când ai o fragmentare politică într-o țară cu sistem multipartid, evident că trebuie să faci uneori și alegeri, hai să nu le spunem imposibil, dar mai complicate pentru a-ți îndeplini la urmă obiectivul. Altfel, sigur, se poate retrage foarte ușor și să-i permită lui Igor Dodon să mai câștige un mandat. Nu cred că aceasta este o opțiune. Evident că nu în orice e negociabil. Poți să negociezi în politică. Dacă nu ești capabil să negociezi, noi ce să cauți în politică? Dacă noi, orice cetățean, nu e capabil să înțeleagă cu celălalt, atunci, sigur, care e alternativa? Războiul sau doar să conducă o singură tabără? Nu. Evident, negocierea este firească și normală și de dorit să se întâmple în viața politică a oricărei națiuni, inclusiv a Republicii Moldova. Repet, nu orice este negociabil. Dacă subiectul negocierii a fost generarea de alegeri anticipate, cred că e un interesul atât al Maiei Sandu și al partidului și forțelor politice din spatele ei, cât și al Renato Usatei. O idee de coabitare între un guvern al socialist și un președinte pro-european, Maia Sandu, poate că nu ar fi cea mai fericită. Evident, cea mai fericită soluție, situația ar fi aceea unui guvern pro-european cu președinte pro-european. Ar fi o soluție imorală? Atâta vreme cât ar aduce un guvern pro-european și un președinte pro-european, nu văd. Și cred că moralitatea trebuie judecată și în funcție de scopul final și de obiective uneori, iar dacă obiectivele, repet, sunt de acest tip și în final duc la bunăstare și la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, cred că este de datoria politicienilor să facă asemenea compromise. Domnule Ștefureac, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Ca de fiecare dată vă așteptăm cu mare drag. Iar pe voi, pe dumneavoastră, vă aștept să ne dați un like și un subscribe și la pagina noastră de YouTube pe snews.ro. Mulțumim! Da.